nici nu-mi stă în caracter, dar nici nu am avut motive să discutăm numai de realizări. Cu toate că eforturi deosebite s-au făcut în Moldova, dar încă suntem departe de a atinge scopul de a avea o alimentație sigură. Și nu neapărat prin auditul legislației se face lucrul ăsta. Prin faptul că, până la urmă, transpunerea legislației în Moldova e destul de ușor de făcut. Se copie legislația din România, se adaptează în Moldova, nu vreau să ne ascundem. Nici pentru România n-a fost foarte greu. Și noi am tradus legislația din Uniunea Europeană, dar am tradus-o din engleză în românești. Dumneavoastră nu aveți de tradus, dar de multe ori s-a încercat să fie și unele artificii. Astea nu sunt, nu e rău că s-a întâmplat, dacă s-ar fi întâmplat cu acordul asociațiilor, cu acordul nevoilor din Moldova, ar fi fost extraordinar. Dar de obicei, unele schimbări au făcut să îngreuneze activitatea producătorilor, a consumatorilor și dacă tot am vorbit de consumatori, poate ar fi bine să las un pic prezentarea și să dau un alt exemplu care l-am găsit în teritoriu colegii de la Est Europeană. Aici avem, cred că se vede, o etichetă.